Toată lumea gătește, Patriția le ajută pe fete. Tara, noi suntem. Mergem în Moliga? Da, merge. S-a lipit? Mă întreabă de ce tot pui mălaică, că tot îmi dai de lucru. S-a lipit puțin? Amestec acolo cum să lipește. Zăpăcește la acolo așa. Da, ia uite, da. Mai punem niște mălai ca să fie și mai grea situația. Am pus la fiert apa cu puțină sare pentru mămăligă. După aceea am pus o parte din mălai, l-am lăsat să fiarbă pentru că mie îmi place să pregătesc mămăliga lent, ca să fiu sigură că se coace acum ar trebui, deci nu fac mămăligă din aceea pripită care este gata în 10 minute. Ce fac lent, în timp ce pregătesc mâncarea și mămăliga are tot timpul din lume să se coacă, să se pregătească. Ea mai mult singură, după aceea, cu noroc, cum să zic, trebuie să specific, trebuie să ai o cratiță care să nu se lipească. Da. Ca un detaliu am pus și un picuț de unt. Așa, un cup de unt am pus ca să fie mămăliga mai deosebită și trebuie să mai punem un pic de mălai. Asta o tăiați cu ața, cum se făcea odată? Nu atât de tare, dar pot să fac și atât de tare. Dar nu e cazul. Nu. Da, vreau să spun că eu fac mămăliga atât de bună încât copiii mei, atunci când mănâncă mămăliga făcută de altcineva în casă la noi, specifică. Asta este nu ai făcut-o tu. E adevărat. Da, fac o mămăligă foarte bună. Aici am pregătit separat pieptul de pui. După aceea legumele le-am pus pe rând, am pus un picuț la călit ceapa cu puțină apă adăugată, apoi am adăugat ardeiul tocat cu bulețe. Roșiile le-am decojit trecându-le prin apă fierbinte și după aceea le-am dat pe răzătoare. Am pus roșiile aici, am pus și puțină apă, acum au scăzut și... Voiam să spun că voi mi-ați dat, ca să îngroși tot sosul ăsta, un picuț de făină. Câteodată nu este nevoie să pui făină, dar voiam să le spun gospodinelor că există în comerț un îngroșător din ăsta, se numește corn starch. Și se găsește la făină, la magazine, acolo. Amidon de porumb și am mai pus usturoi. Eu pun și un picuț de zahăr, cam o jumătate de linguriță, la această cantitate de sos, pentru cei care nu vor să mănânce chiar acru. Stimați telespectatori, e clară demonstrația că a noastră invitată gătește cu drag și spor acasă, pentru că ne-a dat rețeta în detaliu exact ce a făcut. Da. Haideți să vorbim acum un pic despre tine, pentru că așa e normal. Și citesc aici că în fiecare an, în comuna natală, în comuna în care tu te-ai născut și anume Dănciulești-Gorj, se organizează festivalul care îți poartă numele, Festivalul Mariana Ionescu Căpitănescu. Da, mă onorează acest lucru, pentru că cei de la mine, Consiliul Local și Primăria, consideră că eu, în urmă cu 30 de ani, am fost deschizătoare de drumuri pentru alții interpreți care sunt de la mine din localitate și cântă, au devenit interpreți cunoscuți și n-am făcut așa o știre națională, un caz din asta, pentru că chiar mi s-a părut mult pentru mine să am festivalul meu în viață fiind, au considerat cei de la mine din localitate și sătenii sunt foarte bucuroși și fiecare duminică după Paște, fiecare an, în fiecare an avem această manifestare. Eu îi susțin, întotdeauna îi ajut cu organizarea, bineînțeles că susțin și recital și mă bucur foarte mult. Deci pentru mine este un eveniment extraordinar care... faptul că mi este recunoscută munca pentru mine este foarte frumos. Este dovada valorii tale până la urmă.
iar oamenii de acolo știu cât ești de valoroasă, este o confirmare, practic, a faptului că te apreciază și te respectă. Mariana, în continuare, muncește, să știți, ea nu merge acasă și vine doar la o nuntă unde a cântat și a plecat, pentru că ea, în momentul ăsta, este în continuare angajată a ansamblului folcloric Maria Tănase. Da, sunt membra ansamblului folcloric Maria Tănase. Avem o activitate susținută, avem o orchestră extraordinară, condusă de profesorul Nicolae Drăghia, am colegi deosebiți, avem un corp de balet, dansatori extraordinari, coregraf Ionel Garoafă, manager Niculina Stoican, cei de la TESA sunt extraordinar deschiși, deci, într-adevăr, cultura și arta, muzica... Domn. Este la ea acasă, la ansamblul folcloric Maria Tănase. Apropo de corpul de balet, pentru că mi-ai ridicat-o foarte bine la fileu, da? Am să-i dau legătura balerinului nostru din platou, care are ceva special pregătit pentru noi. Domnul, festivalul George Tănase, o să-ți facă și ție la un moment dat. Vorbește foarte bine. Va fi condimentat cu știri. Știți că eu aduc știrile în această emisiune. O întrebam mai devreme pe Viviana. Măi, Viviana, că eu sunt senil. Ce s-a întâmplat ieri? Ce zi a fost ieri? Și mi-a zis ziua internațională a sărutului. A sărutului. Ai uitat? Zic, băi, am crezut că a fost ziua internațională a eliberării, pentru că au fost foarte mulți eliberați. Spre exemplu, Viorel Hrebenciuc a fost eliberat condiționat după doar un an de când este în spatele gratilor. În spatele gratilor. Apropo, după un an și 7 luni l-au eliberat și pe domnul Adrian Mititelu. Exact. De la Craiova. Hop! Și avem patron! Mă înțelegi? Și s-a lăsat cu mare petrecere, că a venit lăutare. E petrecere, sărbătoare, dansă către muzica. După marmelada aia la fix a intrat niște grătărele, niște, știi ce? Și a mai fost eliberat și Mohamed Munaf, vă mai amintiți voi numele ăsta? Irachianu, care a fost condamnat pentru terorism. Da, dar l-au luat mulți ani, câți ani? 7 ani. Asta, luase de la tinerețe până la bătrânețe. 7 ani a fost, a stat în spatele... În spatele. Iar mă, mă împiedic de spatele, intru așa cu umărul în el. De la hernia de disc. Domnul... Am scolioz, am. Domnul Irachian a vrut și el să facă petrecere. Da, după 7 ani nu i-a mai răspuns nimeni la telefon. Nu mai știa nimeni. Nici cu buletul în mână. Se mai, da. Lăutarii își mai schimbă numerele de telefon. Deci a fost ceva ieri în aer. A fost ia cântă-ne tu. Eliberare. All I need you is love. Ia. De ce arată? Ia cântă-ne melodia. All I need is love. Na, na, na. All I need is love. Fii atent, pentru că te-am văzut pregătit în emisiunea de astăzi și pentru că văd că știi exact ce, cum și în ce fel urmează, avem un joculeț aici, vezi? Da. Așa, bravo. Joculeța. El este pregătit deja. Vreau să vii în față. Să iei și pe Mariana, te rog. Bravo. Și eu? Și pe Tara. Haideți, fratelor, să jucăm un joculeț. Și un două secunde să se pregătească și Mariana, să vină și Tara în față, pentru că ne-am mai jucat acest joculeț. Este foarte simplu. Tara, vină lângă mine. Stai să-mi opresc aici focul, pentru că vreau să-mi iasă mâncarea gustoasă, nu arsă. Tara, fii atent. Mă duc pe partea asta. Deja vezi? Da, deja văd cuvinte. Exact, despre asta este vorba. Avem aici 9 litere și va trebui să construim cât mai multe cuvinte cu aceste litere. Fii atentă. Ideea e foarte simplă. Pentru a câștiga, Mariana, te rog, trebuie să vii pe partea asta și tu, Tara. Hai, ne așezăm în șir indian. Așa. Viviana, tu ce faci? Ai la vacanță? Da, haide, pentru că rog. Nu m-ai menționat. Am Iartă-mă. Zis că nu sunt implicat astăzi în joc. Îmi cer mii de euro. Să auzim numai de bine. Hai să trecem în spatele lui Georgica. Bravo. Vino în față. E mai bine în față. Fii atentă. Jocul este simplu. Îmi spui un cuvânt, ai 5 secunde. În momentul în care mi-ai spus cuvântul, te-ai dus în spatele lui George și tot așa. Da. Cel care nu reușește să-mi spună un cuvânt în 5 secunde, pierde și este eliminat din joc. Ok? Atenție mare. Începem în 3, 2, 1, zi. Acne. Acne. Bravo. Mai departe. Mariana, un cuvânt. Titi. T-I-P. Unde mai vezi un I? I-C. Păi, dar nu poți să vă spui de două ori. Pita. Pită, bravo, pita. Hai, mai departe. George. Cap. C-A-P, bravo. Mai mă duc cap. Direct la lungă, nu știu. Nea. Nea, bravo. Nea. Mai departe. Pat. Pat, bine, mamă, Tara, e senzație. Ene. Ene, vine moșene pe la gene. Hai. Net. Net, bine. Ca cine? Cine? Ca cine? Nu, cine? A, cine? Cine? Hai, spune cine! Cine, cine spune cine! Cel care ghicește întregul cuvânt, da, câștigă punctaj maxim.
Cel care ghicește cuvântul între 5. Teci. Te teci. Hai, bravo, nu e tot cuvântul. Hai, bine. Epic. Epic, bine! Mariana, epic, bine! Cep. Ce, mă? Cep. Cep. Cep, când pui... Da, mă, cep. Pui, hai. Sare șampanie. Pleacă. O damigeană și un pahar. Pun un cep și un lăută. 3, 2, 1. Pita a fost, nu? Pita a fost. Stop! Perfect. Viviana, pitic, pitic. A ieșit, a, îmi pare rău, s-a dus, rămâi aici lângă noi. Și nu sunt doi de ei, unde vezi pitic? În capul meu mai erau ni. A, da? Pentru că eu mereu pun punctul pe ei de aia. Capitănescu? Ia, vezi, ia, vezi. Păi... Ia. Poate să te leagă, ia. Uite-te la litere. Capitane, capitane. Capitane. Păi nu e cu doi i. Nu. Cuvântul nu e cu corect capitane. Este... Capitan. Capitane. Nu e ă. E a. A. Capet. Capeten. Dați-mi indici. Da, capetenie. 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 Capetenie, bravo. Capetenie. Hai să punem aici un ce este capetenie? Acum se schimbă tot ce. Eu îi dau. Păi ce vrei, bă? Tu crezi că toată lumea se pricepe din regie? Păi cine le-a făcut și a dat seama târziu? Eu îi dau. Cum îl facem de râs pe bursucul la televizor? Uite așa. Îl lăsăm 5 minute să se joace cu A, după care îi spunem că e A. Bine că ai costum joc, pentru că tu... Vă rog, dacă se poate, o aplauză pentru colegul nostru, Greiere, care a scris 1, 2, 3 și... Atât, mulțumesc. Păi, Greiere, eu n-a știu mă că o ieși ea. Eu crezut că o e. Nu sunt sigur că e aici E, I, dar nu contează. Poate să fie și alfabetul. Hai, ce ar putea să scrie aici? Dați-vă repede părere. Rinocev. Ri, no... Da, e un H. E, păi și... Nu, că ai folosit rău. H și I. Tot cuvântul. Alu, zi tot cuvântul. E, așa, dintr-o dată. Hai să ne gândim. Păi ai l-ai zis, mami, rinocer. Păi da, dar nu e, e. Nu e. Vrei să câștigi? Da. Cior. Chi. Ciorchine. Ciorchine? Bine, tare, excelent! Domnule, domnule, în emisiunea bine noastră totul merge democratic. Dați și... seama că ciorchine aici era unida, era I mare de asta. Luăm o pauză să mă duc să-l bapă Greiere. Unde e, bă, când ai spus A, bă, tot jocul, bă?